Îl mic a adunat. Dar ce ți-am spus eu? 7.000. Dar ce ți-am spus înainte? Da, să câștige, aș vrea să, îmi zice maestru Mocă, aș vrea să câștige ăsta mic, Andrei, da, că îmi place. Da, mulțumesc mult. Mi-a plăcut cum s-a dezvoltat, frumoase, știi? Da. Am florit. A început de la așa greu, da, și ca dieselul. Da. Ăștia nu mai știu ce e dieselul, ei sunt tot pe electric, gata. Nu, mai hibrid, așa. Eram, să vă zic una, Damian, extraordinar. Eram la Televiziunea Națională, cum zice maestrul Moculescu, și mi-a fost șef o perioadă. Și în redacție era un domn pe care îl chema Iosif Sava, sigur vă zice numele. Ei, Doamne, domnia sa, domnul Iosif acolo Sava. Acolo intonație. Acolo intonație, da. Beethoven. Domnia sa era mereu un oarecare așa, într-un, cu domnul Moculescu, Sava, muzica clasică. Nu suferea muzica ușoară. Excelent, dar a zis-o dumneavoastră să nu zic eu așa. Spun eu. Da, nu suferea așa. Nu, și conflictul meu a fost notoriu. Cu nu în televiziune, la unul dintre compozitorilor. Nu se poate să... Nu era mare iubitor al muzicii românești. Îmi pare rău că o spun de ziua noastră. Da, clar. Dar slăbiciunea lui era Mozart, știe toată lumea, nu? Da. De acord, dar și a mea e Mozart, și Bach, și Beethoven. Dar nexus de muzica ușoară. Sigur. Damian, ascultați, că e fabuloasă povestea. Deci ați auzit, da? Celebră aversiunea. Mă duc la domnul Moculescu acasă. Îmi zice, vino să-ți are ceva. Ieșim pe balcon. Ascultați-mă Dumnezeu cum lucrează. Deschid ușa balconului. Cine credeți că e exact în fața balconului domnului Moculescu? Bustul lui Iosif Sava. Extraordinar, extraordinar. Cum lucrează Dumnezeu? La sala palatului e o piațetă care se numește Piațeta Iosif Sava și e statuia domnului Sava. Unde stă domnul care a avut copii? Da, dar n-am nicio importanță, da. Așa e, da. Sigur că da. Fabuloasă. Da. Mă bucur de fiecare dată să vă revăd și mă bucură să descoper că mintea dumneavoastră e aceeași pe care am găsit-o atunci, acum mulți ani, 30 de ani în urmă. Bine. Fabuloasă. Faceți ceva, exerciții, integrame, rebus? Scriu. Scrieți. Vă dau din 4 litere. O să vă placă definiția asta. Că vorbeam, expresia creativității umane. Că tot vorbeam de Iosif Sava, de busturi, de statui. Expresia... No, literă. O literă! Expresia... Altă literă. Artă? Ăsta e. Am spus, dar nu asta este. Ți-am spus dinainte că așa vreau să-ți fac, nu? Artă, da, mi-a zis. Vreau să iau toate cuvintele, literă cu literă. Să nu mai poți vorbi tu, să mă derutezi. Păi vezi? Gata, nu mai zic bravo, așa. Arta. Ori e plagiere, cum a zis Picasso, ori e revoluție. Da. Arta, nu e cale de mișcă. Artă să fie. Vă mai dau una. Și nu mai zic nimic. Zic doar atât. Protagoniști la starea civilă. Soți. Excelent. Bun. Mă, 15 secunde. În 15 secunde 600 de lei. Sigur că acasă nu-i câștig așa, nu? Asta e problema. Vă mai zic una. Dar nu luați așa, adică nu luați motamo, nu luați pe aia astronomică, luați-o pe aia sosește pe 1 decembrie. Literă. Iarnă? Iarna. Articulat. Articulat e iarna. Iarna, da. Da. Nu luați pe aia astronomică, că vine la 21 decembrie, știi, mă? Iarna așa, în termen... decembrie. Da, spune, termen romantic. În termen de artă, corect, roman. Verb la infinitiv. Nu e ușor ăsta. Vi-l zic. A merge dintr-un spațiu deschis într-un loc închis. Literă. Deci, dintr-un spațiu deschis într-un... A intrat. Bă, ce forță e domnul Moria. Ce zici? Da. Nu vă zic anii maestrului Moculescu. Haide. Știm tocmai de-aia și admirăm. Da. Și fii atent, ascultați-mă, 3 minute și 39 de secunde, adică e... Bine pe timp. Bine pe timp. Pe timp a fost toată viața. Toată viața. Numai pe timp a fost. Scuze-mă puțin. Mă scuzați. Cine vorbește? Mă scuzați, de-ai fi tu sace la mal. E prietena mea veche. O admir. Sigur. Iar are o vorbă dulce românească, moldovenească, cum n-ai pomenit. Așa e. Mulțumesc. Fantastică vorbă. Se rămâna. Mulțumesc. Stați așa că ajungem. Să vă zic una. Părinții poporului român. Taci. Păi da, dar trebuie să intre în 6. Da, n-am văzut, pardon. În 6. Traci. Și? A zis daci. Da, daci. Băi, nu mai nebunici de cap. Părinții poporului...
Dacii, tracii și? Rom. Romanii, dar nu, nu sunt. Rom, cum a zis? Romanii. Romanii, dar nu sunt. Romanii. Am spus. Romanii. Sunt. Am spus, dar degeaba. Nu e bine. Nu-i corect. Nu, sunt părinți vitregi. Adevărul e că emisiunea asta implică și o mică componentă de a ghici, nu da, doar de a ști. Da, exact. Da, o secundă. Două lucruri pe care vi le spun, să vedeți ce înseamnă frumusețe de definiție. Da? O rânduire socialistă, din 5 litere. O rânduire socialistă, da, din 5 litere. Coadă. Bună asta. Wow! Bravo! Ați înțeles? Da. Vă întreb eu acum. Da. Femeie care care bărbați. Vai cât de tare e, o zic eu? E, șoferiță. O știți? Nu cred. Este genială. Nu o să o găsiți. Gravidă. Nu. Nu știu. O femeie care care bărbați se numește? Carmen. Carmen. E genială, e virală. E grav asta, Carmen. Dar tu știi ce i-a făcut Manole? Ani. Ani? Bodybuilding. Dacă nu spuneți că... Le știm și noi astea. Mă întorc, da? Mi-a plăcut-o asta, perfect. Deci da, părinții romani. Asta, ascultați-mă. Care nu se mai află în aer. Aterizat. Nu se mai află în aer, e... O clipă, dăm o literă. Ai o literă. Și mi-a plăcut-o aia cu... Încă o literă. E feminin. Ah, feminin, căzută, feminin, căzută. 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 Cere scuze pentru definiție. Cere scuze pentru... Nu i-am zis femininul. Păi da, sigur că, dar nu da, intră. Gata, nu i-am zis femininul, da, gata. Vă zic acum tot. Plural, ascultă. Ești prietenul meu, se poate? De o viață. E plural? E plural, vine un plural. Vine un plural, da? Substantiv, masculin, plural, zice așa. Urme lăsate de soare pe pielea oamenilor. Dăm literă. Ați, îl știți. Dăm literă. Încă o literă. Unii se nasc cu ei. Pistrui. Suntem bine și ca timp. Doriane, Andrei, știți Pistruiatul, filmul? Da, eu l-am văzut. Nu? L-ai văzut? L-am văzut pe YouTube. A făcut muzica mai târziu, dar știi cine a făcut muzica? Mai s-a făcut muzica. Nu știam că domnul... Nu știai? Nu știai că a făcut muzica? Nu știam, dar am văzut tot filmul. De două ori chiar am văzut. Muzica din Pistruiatul, Horia Moculescu. Dar cine... Toată lumea a văzut. Cine v-a chemat? Francis Munteanu? Da, Francis. A venit cu Reca Noghi, unde cântam eu la Inter, sus acolo. Aha. Și mi-a zis, tinere, da vă rog, nu-l știam, nu-l cunoșteam. Ce, uite ce, vrei să-mi scrii muzica la un serial? Aveam 36 de ani, 35 de ani, 72. Poți să o fluier? Bravo, Pistruiatul. Bravo, asta e muzica. Bravo. Corect. Pistru. E din 11, nu intră. Haide. Da, ziceți-mi că v-a chemat Francis Munteanu. Da, și mi-a spus, vrei să... Da. Și am spus, da, sigur. Am luat din geantă un dosar atât de mare. Ăsta e scenariul. Mamă. Zice, te rog, îl citești și vii și îmi propui o temă pentru generic. Ai înțeles? Vin mâine. Wow. Da. Băine, și avea 35 de ani. Da, da, nu pierzi o șansă de asta. V-ați dus a doua zi cu... Nu, el a venit. El a venit? Da, da, el a venit. Nu mai pentru stăm. Că el avea un fix. El nu filma decât cu muzica scrisă înainte, că îi inspiră. Bun, da, eu să înțeleg așa. Da, ascultă, aici nu e un concurs. Ba da, gata, mă întorc la concurs. A scris muzica lui Pistruiatul în câteva ore? No, tema. Tema, în câteva ore? Da, asta cu... Da. În câte? Da, da. Verb. Din câte? Infinitiv. Din 7. Da. Să vă zic, aveți 2900 de lei și puteți liniștit să vă duceți să-mi bateți. Nu cunosc. Bun, ok. Ambina a potrivi lucruri diferite. A combina. A combina. Mamă, l-a luat din prima. Da, da, să știi că m-a derutat în binau. Ambina, combina, ambina. Sunteți scârcotași. Mi-am luat revanșa. Sunt cărcotaș? Voi ce ziceți, că sunt cărcotaș? No. Nu, și pe mine m-a încurcat, dar în același timp era și un mare ajutor. Deci cred că un pic sunteți cărcotaș, domnul Hodiera. Bine, un pic bine. Să nu-mi cere ajutorul când vei fi aici.
Ascultați-mă, 3600. Vorbe. Fii atent, Andrei, că vine tare. Ăsta e un adjectiv, zice așa. Caracterul unui bun care aparține statului. Literă. Literă. Ține de istoria, de patrimoniu unui stat. Patriotic. Nu, național. Național. Oh, național, bun. 4100. Hai, domnule. Domnul Shelly. Ce-i mult. Da, nu mai zic nimic. Nu-l știai, Dorea? Nu-l prindeai asta? Stau bine. Nu? La patrimoniu. Shelly, dacă ajung periculos pentru tine, mă fac că nu știu. Mulțumesc. Dar nu e cazul. Nu cunosc cuvântul. Să jucăm corect. Nu l-ai prins ăsta cu... Dar m-a făcut cricătaș, m-am supărat pe el. Dorian v-a făcut Dorian. Domnul Horia, decât mincinoși în jurul nostru, mai bine m-am mers sincer, nu? Dar de ce te uiți la el când spui chestia asta? Da. 4100. Zice așa. A marca un eveniment printr-o solemnitate. A comemora. Sau a sărbători. Literă. Literă. Noi acum de 1 decembrie. Aniversar. Vezi că e un pericol. Aniversa. Dar pentru că ăsta e un modus operandi să spui toate sinonimele care-ți vin. Și nu aia. Fiți atenți cât timp mai are. 2 minute și... Shelly! Eu știam. Tu știai că de-aia l-ai chemat pe domnul Hori aici. Lasă vrăjeala. Da, am știut ce e cu trotineta domnului sale. Da. Eu cred că abia s-a încălzit. Da. Poate. Asta. E din 9 litere, substantiv feminin. Zice, echilibristică în aer. Literă. Un salt literă. Mortal. Ăla alu. Acrobație. Am știut. Bun. 5500. Ce primă? Și mai am așa. Alea de 11, da, da, nu, mai am unul de 9 și 2 de 10. Deci cu alea 2 de 10 se duce la 7500 pe matematică, deci te bate. Da. Cu alea 2 de 10. Fără la de 9. Și fără la de 9, că mai am unul de 9. Hai să vedem. Hai. Verb. Infinitiv. Zice așa. A face vizibil un fenomen invizibil. Literă. Sau... Tac din gură. Gata. Literă. Da. A vedea cu ochii minții o imagine din realitate. Da. Literă. Cu ochii minții. Literă. Taci, Damian, gata, ăla e, dar taci, nu zi. Literă. Aș imagina nu ceva. Nu mă interesează. Ok, nu mai zic nimic, gata. Realizator, taci, mă, Ture. Da. Vizualiza. Ai. Cum? Vizualizați, asta ai și timp pentru două cuvinte. E forță. Îl bate pe Shelly. E forță, domnul Moculescu, ce ai? Păi să știi. Iasă, Damiane, nu stiu pe primul loc, dar nici pe ultimul. Știe. Ai liniștit. Știi care e problema totuși, Dane, acum matematic vorbind? 900 la încurcă foarte tare treaba, că dacă nu le ghicește pe amândouă, degeaba are timp, degeaba are tot. Deci, 5900. Cu încă 2000 fac 7900. Că și fără 1000 fac 6900 și câștigă ăsta da, mic. Da. Da. Mai aveți voie, matematic vorbind, să luați doar 9 litere. Pe următoarele două cuvinte. Nu-i trebuie să ca să fiți la egalitate cu Shelly. Da, bine. Hai. Deci matematic vorbind. Eu mai am 2 din 10. Încep, da? Un englezism. Lăsați-l, da, știu. Asta. Păi, e normal, e ziua României. E ziua de 1 decembrie. Fin. Un englezism, da? Așa. Rongleză. Utilizator cu mii sau milioane de urmăritori pe diverse rețele sociale. Literă. Englezist, maestre. Literă. Îl știe, sigur. Promovează diverse evenimente, literă. Diverse produse promovează ăștia. Literă. Are un literă, cont. Lasă-mă. Tac, bine, gata, nu. Hai, gata, tac. Influencer. Asta e influență. Are 3 litere. Mamă, cât de strânsă e asta. Mamă, e rău de și tot. Și 2 ca să-l bată. Băi, e strânsă rău. Deci câte litere mai are voie, domnul Horia, să ceagă? Maxim 3 litere. Ce cu 3 litere? Maxim 3, mai aveți voie atâta să luați ca să câte mai voie să e limită? Păi, ba, dacă nu e limită, 100 litera. Dar trebuie să-l bateți. Nu trebuie să-l bat.
Ei! De ce trebuie, într-adevăr, nu? Toată lumea asta așteaptă, hai domnule Moculescu să-l bată pe Shelly. Dar de ce să-l bat pe Shelly? E adevărat, sunt unii care zic, hai să-l bată Shelly pe Moculescu. Sigur că da. Substantiv, neutru. E ăsta care hotărăște câștigătorul. Shelly 20, Moculescu 22. Ce mult vorbește înainte ca să te distragă și intre în fișa postului. Exact. Ai înțeles? Trebuie să fie plătit, nu? Bine, o zic, substantiv neutru. E la singular. Unitate, demnitate și viziune națională. Patriotism. Patriotism. Măi, băiete! Mamă, cum a fost asta, băi! Pe locul 1, nene! Asta a fost direct! Direct! Eu mă gândeam să nu ceară mai mult de 3 litri! Băi, tată! M-a zdrobit, m-a nenorocit! Dar nenorocit! Băi, ce-a fost asta, tată? 7300 și... Și ce face restul de 1.24? Gata, ăla-i timpul care v-ar mai fi rămas! Îmi faceți mie cadou timpul ăla! Da! Nene, cum a luat-o? Viziune națională! Mulțumesc, domnul Negru! Da! Vă îmbrățișez, mulțumesc mult! N-am crezut că trec de tine, n-am vrut să trec, vorbesc serios. Mă nebunește de cap acest băiat. Ce mai faci? Vă felicit. Mamă, ce-a dat-o. Iartă-mă. Vă felicit. Nici o poemă, ați câștigat pe merit.